Dacă până acum în Moldova tu puneai mâna pe furculiță, de acum încolo furculița pune mâna pe tine. Bună ziua! Mă mai țineți minte, sunt eu, Guevara. Ți ce Guevara? Bărbat tânăr, simpatic, revoluționar și deocamdată cuper. Mai pe scurt, 3 decembrie 2020 a fost o zi toridă în Parlamentul Republicii Moldova. Afară! Ișiți afară! Afară! Hoțelor și... La pșcării cu voi, blin! V-ați vândut ca la piață! Dacă intrai disculț la ședința plenară, aveai să frici talpa de podea. Fierbinte ca lava, tare ca piatra, iute ca săgeata, tare ca fierul, iute ca oțel, lanuș la mulți ani. M-am bătut o leacă. Azi în Parlament a fost și legea pentru bugetul 2021, și pentru SIS, bomboana aceea de barbaris, și despre limbile de pe teritoriul Republicii Moldova să vorbi, știți? Știți când ceva parcă te usturi pe limbă și zici, blin, pe ce am pus eu limba? A, iop, am pus limba pe teritoriul Republicii Moldova, iată. Noi am putea vorbi mult despre ceea ce a fost în Parlament. Întreb vicepreședintele Comisiei, domnul Odnostalcu, care este poziția? Rușine! Stimați colegi, rușine! În această situație... Rușine! Am putea vorbi și mai mult despre ceea ce a fost afară. Dar eu vreau să mă opresc la un moment anume. Căroci vin socialiștii în Parlament cu un proiect de lege care să întărească statutul limbii ruse. Și deputații din platforma DA, PAS, chiar și alte, cum o cheamă, Candu, privet, sensei, o zis, mă, poate excludem totuși proiectul, da? Că e divizează societatea, e înregistrat în grabă, e necesită mai multe analize. Nu, nihuia! Nu știu, e că la ședința din 3 decembrie, în momentul în care opoziția cere retragerea proiectului, un deputat socialist pare să voteze împreună cu opoziția. Nu vă vine să credeți? Vedeți și singură aceste imagini colorate. Se supune votului la propunerea fracțiunii DA, excludere de pe ordine de zi a proiectului 477 din 1 decembrie. Cine este pentru, rog să votați. Numărătorii. Хуй пойми, dacă e adevărat că deputatul socialist Gațcan a votat pentru excluderea proiectului propus tot de deputații socialiști. Dar este cert că ceva acolo se întâmplă cu colegul său de fracțiune, Corneliu Furculiță, care l-a atenționat, l-a oprit, l-a pedersit cu lovitură. Voi ce credeți că s-a întâmplat? Dar nimic voi nu credeți, nimeni pe internet nu știe răspuns. Dar eu vreau să spun că am fost deputat. Eu mi-am învățat lecția. Eu vreau acum negru pe alb, scuzați de rasism, să vă explic ce s-a întâmplat de fapt. În trei pași simpli. Unul la mână. La mână. Acum o să înțelegeți de ce râd. Ștefan Gațcan este de profesie ginecolog. Vă știți ce înseamnă în rusă expresia profesionalnă privâcică? Asta când așa de tare te deprins cu ceea ce faci la lucru, încât chiar și atunci când ieși de la lucru, involuntar faci asta. Eu, de exemplu, am activat o perioadă câțiva ani de zile ca intelectual. Și chiar și acum când mă duc la magazin să cumpăr bateriici dacă au murit acolo la pult, mă duc și zic dați bateriici la pult. Și vânzătorul mă întreabă, ce vreți, AA sau AAA? Și eu zic, nu știu de creia, bă! Scuzați. Fix așa s-a întâmplat și cu domnul Gațcan. El a ridicat mâna ca și cum la lucru și cineva l-a rugat, cum asta se cheamă la ginecologi, să vă rog frumos, explorați puțin în cavă, da? Asta unul la mână, doi la mână. Înainte de a critica și de a numi urât un ales a poporului, azi, de fapt, s-a produs, și voi trebuie să înțelegeți asta, un eveniment monumental în viața politică moldovenească și nu doar. Dacă până acum în Moldova tu puneai mâna pe furculiță,
Дякум інколу фуркуліца пуні ми на пітіні. Довой мірєва пленджіц. Врем скінбарі, врем скінбарі. Яка скінбарі ти? Хуясі! Фуркуліца се пуни ми на пітіні. Кінтяше зламаси, ніч не треба се фачі форту. Сингури шингури дзбаги. Давой кацинші, я цинче путки. Гацкан єсті моніторізат, єсті шантажат, контролат, турмеріт. Бе, ша чува треба ну дорла удат. Dar și sărbătorit. Și punctul 3, prieteni, care pur și simplu a se pune capăt la orice îndoială care veți voi despre ziua de 3 decembrie în Parlament. Ștefan Gățcan, pe 30 iunie 2020, a scris deja cerere că părăsește fracțiunea PSRM și se alătură grupului Pro-Moldova. Привет, сенсей. El gata deja nu mai este deputat socialist. Omul din imagine care noi am văzut cu mâine ridicat, nu Ștefan Gățcan. Омо дин имаджини есть голограммы, деруиты дешор пинтру додон. Эла фабрика ди голограмме дин Орхейм мэй сынт экземпларь. А? Чай спус? Елу скрис пленджери ла прокуратура? Пи социалишт? Жипи урмы тот ла дынш сон торс? А, астай кашатунчкен де цифрика, ай эмоции, шифача ша пуцин, 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 кака фач, да? Аколо опаты оремас, да то ша ребди... Траджи на поинте не какашка, ши... Как бы да, килоц и мурдар, да не мину пати се зэка ка статуэй факут кака. Шила финала фосну на хэппи энд, вот улу гацкан на фослу атен калкул, ши проекту сочалишилар арамас путерник пепичуаре. И врял се инкей месажу мео видео ку ун читат. Пробабил ку наштец карцели на сан строение димини, ел на сан строение димини. Є у ворба ді читато уний актор, преферат ді мені, Арнолд Шварценеггер, номінше Джим Дізель, а фоста мультіфілмі. А скрізь аста ді мулт, наскрізь ді спрі Молдова, да парка читєшть, ши тєрі гасешть, шок просто. Аста й піздец, ребята. Депутат з дескриєрац, вотяза інконштієнт, ши скондуш ді мене, каніште копкі, кондуш ін гропа уйтерій, шарушині. Марш ла компост, гуной корупцієшть. Interesant, la urmă parcă s-a încălzit puțin autorul. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc multă sănătate și dacă aveți de votat cu mâna, folosiți și capul. Și dragi socialiști, dacă vreți să întăriți statutul limbii, faceți-o blind mai întâi în dormitor și după asta puteți și în Parlament. A? La revedere! Dragă persoană de gen femeie sau de sex bărbat, dacă ți-a plăcut acest filmuleț și dorești să susții canalul meu, intră pe cacioc-bicioc.fu/alimente-suplimente și propuneri indecente și acolo poți să donezi și să ai acces la toată rutina mea zilnică de jim-jim. Nu все, пока, mă duc să-mi iau обедul.